în odaia în care ne aflăm, până în cea de-a treia zi a Sfântului Paști în acest an, a locuit mama mea, fiiță rână ușoară. Se crede că cei care mor în săptămâna luminată, deci în săptămâna imediat după Paști, nu mai trec pe la vămi ca să fie judecați pentru faptul lor de pe acest pământ, ci ajung direct în rai. Fie ca această credință să adeverească și mama mea să poposească la loc luminos și loc liniștit, cât tare învălurată și amarnică a mai fost viața. Și era o comoară de cântece bătrânești, de poezii, de povești și întâmplări nemai auzite, petrecute în satul Cozănești, satul copilării ei. Și știa să toarcă, să țese, să coase. Și așa am crescut eu în sfritul fusului lângă vatra cu povești și poate de aceea Bunul Dumnezeu m-a ales tocmai pe mine, în lăcrimatul, să fiu trezorierul unor comori de gânduri și făptuiri ale unei lumi care astăzi stă să apună. Ori poate că deja a apus. Căci frică mea să mă mai întorc prin satele pe care cândva le-am călcat cu piciorul. Frică mea că nu voi mai găsi pe nimeni sfătos care să știe să zică vechile ziceri. Unde e satul meu? Cine te-a supărat de te lanța la ceruri și te înveștici printre stele? Zgârcitule, ai luat cu tine tot ce mi-era mai drag. Să-l fi lăsat și mie drept amintire, măcar un pun de semințe, de prin întămiatele tale grădini, să le semem prin părloage acestei vieți, că tare m-au mai potopit mărăcinei. Acum, gândurile mele de recunoștință și mulțumire se îndreaptă spre toți acei binevoitori țărani din Munții Dornilor, care, în decursul carierei mele de muzeograf, mi-au deschis larg ușa, poftindu-l să trec pragul în lumea satului de altă dată. În acel sat, care, precum o ființă miraculoasă, își potrea setea dăpându-se din propriile izvoare și mugrea muguri de gând înmiresmat pe lujile de azur ai cerului. Câteodată răsfoiesc însemnările de teren și mă las cotropit de imaginație, îi văd aievea pe cei oameni și aud pe acești făptori de fapte mari. Să știi, mă băiete, că înainte vreme munții albeau de turmele oilor. Să mai știi că Dănila Piticarului, zicea Dascului, s-a născut la stână și a murit la stână. O boci peste 50 de ani sus la ciunci pe Geamalău. Așa am să știu, bade, sârghe. Și pe ecranul imaginației îmi apare chipul lui Badea Sârghii în toată măreția lui, înalt, el ațos. Puțin o trecut înainte. Câteodată mă las furat de imaginație și poposesc la stâna arenarilor din Buza Toplicioare, unde trei bași vestiți, Gheorghe Popa, Ieftimi Vasile și Gheorghe Pântea, băciuiesc laptele de 1000 de mânzări și 100 de oi. Eu sunt prietenul baciului Ieftimi Vasile, cel în ochii căruia s-au strâns toate culorile câmpului și are cel mai domol glas din lume. Nu pot să-l uit nici pe flăcăiașul acela venit pe Valea Bistriței, Gheorghe Plop. Cânta flăcăul ăsta de-n fluier câte s-a ca la inimă. Căci o bană fără fluier e ca pasărea fără glas, zicea târlașul Pardo Vasile din dâmbul candrenilor și s-a uitat lăcrimat la mâna lui dreaptă șterbite trei degete. Arz la focul de firez, cum ne-a mâncat elvețuica? Cum să mă uit la stână dacă nu poți zice din fluier? Viață grea era ciobănia, dar ciobanii știau să stăpânească muntele. Sus pe munte erau stăpâni ciobanii, iar jos pe vale erau stăpâni plutașe. Plutașe. Și când rostesc acest nume, încerc un real sentiment de mândrie, pentru că și eu m-am născut și am trăit în această țară a plutelor. Și azi îți de părtilaș. M-a făcut mama plutaș. Și mi-a zis așa, băiete, tu mergi la plute, nu la fete. Și erau plutașe, oameni harnici, oameni de omenie, oameni cu cuvânt greu, cuvântul lui mai presus ca litera scrisă, oameni cu sânge rece, vedeau moartea cu ochii și nu se înspăimântau. Și la toance, apa ferbea, iar pluta străia dintr-un aflac până altul, tot cu Tatăl nostru și cu Dumnezeu în gând.
și au lăsat în urmă niște amintiri atât de frumoase pe care poate noi nu știm să le prețuim. Și erau oameni săritori la nevoie. Atunci când s-a zvonit că eu vreau să organizez o expoziție în cadrul Muzeului de Etnografie din orașul Atradorne, Putașe m-a așteptat cu brațele deschise și mi-au dat, au sărit în ajutor, dându-mi prețioase informații, mergând cu mine de-a lungul apelor, când s-a plutărit pentru a reconstitui vechiul drum al Bradului și chiar făcând un cadou bădița Plutașul. Ion Budăi de Roșu mi-a făcut cadou pentru muzeu, două machete de plută, o cășuță de mal și două cârme. Și mă aduc aminte de un Plutaș de pe Valea Teșnii, sus la Coșna, fie țărna ușoară, todașca znoavii, adică Zenovii. Și m-am dus eu și toți m-am îndreptat spre el. Era undeva așa, avea locuința spre Dornișoara. Am ajuns pe la ușă, iese o bătrână, nevasta Plutașului, tătă plânsă, năcăjită. Ce vrei, mă, tale? Îi povestesc, zice, vai de mine, în ce astrău m-ai venit, ca să noapte am ținut trei ori lumânarea, că bărbatul meu e pe moarte. Cum a tot vorbind eu acolo, bătrânul Plutașul mă oză din casă, zice, bă, babă, și e acolo? Dar bă, nu am vrea să interesează putărit, cheamă înăuntru. Am intrat înăuntru și aveți cuvântul meu, au zis așa, băi, fie, ia lumânarea de aici, las că mori mâine, nu mai mor azi. Și în capul ăsta s-a ridicat și m-a povestit întâmplări de la Plutărit. Și când s-a ridicat și în picioare, a rămas uimită înalt până în tavan și s-a luat cu un vultur. Un vultur bătrân care și-a oprit zborul lui pe tărâmul celălalt numai pentru a-mi povesti mie despre această ocupație atât de îndrăgită. Era ca o patimă, ca un fel de beție, ca ceva. Dacă se intra în sânge Plutăritul, nu oricine trebuia să te naști de a fi Plutaș. Am adus aici elogiu doar Plutașilor și aceeași gânduri frumoase de prețuire îndrept și spre pălmașii la cioată, spre cărăușii cu boie, spre vânători cei încălțați în opincuțe ușurele, nu în cizme boncănitoare. Pentru mine toți aceștia au fost niște personaje fantastice care merită imortalizați în cel mai grandios muzeu al acestei țări. De asemenea, am îndrept gândurile spre iscusitele fete și gospodine care vrăjând firul lânii al câinii vrișainului, au realizat capodopere de artă care ne încântă privirea și înnobilează sufletul. Ce țeși acolo, mătușă Mina? Țeși cerul cu stelele. Ce țeși acolo, mătușă Mina? Țeși lacrima, lăcrimile vădurilor de război. Și această mătușă Mina, care a existat în realitate în Argestru, s-a numit Ștefănel Mina, Dumnezeu să o odihnească. Și nu mi-ar ajunge mie nu numai emisiunea la televizor, ci câteva zile și nopți la rând ca să depun amintirile, sentimentele și gândurile mele curate pentru acești făptuitori de fapte mari.